Bun găsit, dragilor! Azi vorbim despre cea de-a cincea afirmație a Domnului Iisus de pe cruce, afirmația umanității. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis Miesete, Ioan 19:28. Prin această afirmație a umanității, Iisus de fapt împlinește două profeții din Vechiul Testament. O primă profeție făcută cu 1000 de ani înainte de jertfa Domnului Iisus este o profeție despre mesianitatea sa. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Psalmul 69:21. În Vechiul Testament sunt peste 380 de profeții cu privire la Mesia. Dumnezeu orchestrează toate evenimentele în jurul vieții lui Iisus astfel încât toate aceste profeții se împlinesc în viața lui Iisus. Iisus este Mesia. A doua profeție, făcută cu 750 de ani înainte de jertfa lui Iisus, este o profeție despre misiunea lui Iisus. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pe Golgota, Domnul Iisus n-a purtat doar povara păcatelor noastre. Pe Golgota, Domnul Iisus a purtat și suferințele noastre. Afirmația mie sete este afirmația umanității. Pe Golgota, pe cruce, în același timp Iisus era Dumnezeu, dar era și om. Iisus înțelege perfect suferința umană. Acum, în Vinerea Mare, te provoc, te îndemn, te încurajez să vorbești lui Iisus despre suferințele din viața ta.